aceeași valoare peste tot, asta a fost alegerea lor. Deci i-am lăsat, noi am propus un anumit quantum. Ei au zis că mai bine să fie pe punct, să fie o anumită sumă. Noi am acceptat, dar le-am spus că în cazul în care, ca să nu lăsăm doar așa, în cazul în care există un match și vrem noi să suplimentăm sau să spunem al doilea, sunt și amenzi, să știți că sunt și amenzi, dar nu-i condiționăm de clasarea între 2-12, că dacă nu ți-ai banii. Important e să joace, să-și ia banii acolo cât merită ei. Deși oficialii clubului au evitat să dezvăluie care este valoarea acestui quantum, se pare că elevii lui Ioan Radu vor primi aproximativ 100 de euro pentru fiecare punct câștigat în noua ediție de campionat.